Bună, prieteni! 26 iunie ne îndreptăm spre Frankfurt să vedem meciul României cu Slovacia, super, super important pentru calificarea băieților noștri. Hai băieții, ne vedem din Frankfurt, ne vedem din gară, ne vedem de pe tren, ne vedem cu bere, hai România! Ne-am întâlnit toți în gară, imediat ne îmbarcăm în tren spre Frankfurt. O să facem atmosferă și pe tren. Beria e rece, voia bună este aici. Îi dăm cu România. Hai băieții! Băieții, un scor corect pentru astăzi! 3-0! 3-0! 4-1! 2-1! Pifil? Two-one! Good, good, good! Băieții, un scor pentru astăzi! 2-0! Pentru România, bineînțeles! 3-0! 3-0! România! How much is the score? Frankfurt! 2-1! 4? Romania! Thank you! Wow! Cam așa arată, prieteni, stadionul din Frankfurt. Mai avem o oră până la startul meciului. Stadionul începe ușor, ușor să se umple. Atmosfera foarte faină, stadionul incredibil. Ceva la 50.000 de locuri are. Arată foarte, foarte bine. Aici suntem noi, undeva deasupra galeriei Slovaciei, care oricum vor fi în inferioritate numerică foarte, foarte mare. Acolo mi-am pus steagul meu de gaz, se vede cu Lugos. Hai, domnule, ați spunea. Hai, Lugos, domnule. Imediat va ieși echipa României la încălzire. Am zis ce atmosferă este deja. Foarte, foarte puțin. În rest, aproape doar România avem în stadion. Parcă am jucat la București. Ce ceremonia de deschidere a meciului! O coreografie foarte, foarte frumoasă! The national anthem, starting with Romania. Hai cu deșteaptă-te, române! Deșteaptă-te, române! De moarte, în care te-aducină barbarii de tirani.
Slovacia au început meciul ceva mai bine. Trebuie să intrăm în ritm. Hai, Stanciu! Jocul după 10 minute este așa și așa. Avem o lovitură liberă. Haideți să vedem. Iată ceva sau nu. Am avut o mare ocazie prin Rațiu și Ianis Hagi. Stanciu. Nu, Răzvan. Din valurile mexicane. Slovacia ne conduce 1-0. Slovacia a început show-ul în tribune. Nason, Nason. Hai băieți, reveniți-vă. Avem șansă la o penalti, la un fault asupra lui Ianis Hagi. Arbitru a dat lovitură liberă. Este foarte aproape. Hai să sperăm că primim penalti. Și avem penalti pentru România. Hai, Răzvan Marin. Vede skyline-ul din Frankfurt și terenul de antrenament al lui Eintracht Frankfurt. La pauză este 1-1. Suntem calificați la acest scor chiar de pe primul loc. Belgia cu Olanda este 0-0. Dar jocul nu a convins. Am avut oarecum noroc, dar nu contează. Important e scorul. Plouă cu găleata, să sperăm că asta duce și belșug. O calificare la băieții! Noi avem mare noroc că suntem acoperiți, dar niște strop de ploaie tot mai ajung la noi. Aoleu! Era să-l iubage asta, trăim periculos! Trăim periculos acest final de meci. Slovacii au mai multe posesii, mai multe ocazii. Acesta sigur suntem calificați, dar jocul, cel puțin în repriza a doua, nu a convins. Cum am spus, jocul nu este atât de important cât este rezultatul. Au fost adăugate 3 minute suplimentare. 3 minute și suntem calificați de pe primul loc în grupă. Cine s-ar fi gândit? Cine s-ar fi gândit?
ok, și o vlogul, vă mulțumesc că ați urmărit. Hai România, să vedem ce facem în optim. Mulțumesc!